Bună ziua, bine ați venit la întâlnirea online. Mulțumesc pentru invitație. În primul rând, să începem cu o întrebare de încălzire, să discutăm puțin despre expresia "ești ceea ce mănânci". Câtă relevanță are astăzi aplicată la contextul unei alimentații moderne și ce înseamnă până la urmă o alimentație modernă? Aș porni răspunsul din ultima parte a întrebării și poate l-aș reformula nu atât alimentația modernă ce înseamnă, cât ce înseamnă consumatorul modern, pentru că profilul acestui nou tip de consumator pe care noi l-am numit think food este cel care determină și alimentația, și o face modernă sau nu. Cel pe care l-am identificat, profilul și exigențele consumatorului pe care noi l-am numit think food, l-am scos cumva din lecturi și din studii făcute în Europa, în Statele Unite și la noi. Și este în mod evident o generație, și poate că și dumneavoastră faceți parte din ea, o generație care consideră că sănătatea este valoarea cea mai importantă pentru care trebuie să lupte chiar, și vectorul principal care te duce la această stare de sănătate este alimentația. În acest context, consumatorul nou, consumatorul modern, a început să-și pună mult mai multe probleme decât poate generația părinților noștri. La un moment dat ne-am gândit, când am lansat platforma Think Food, că un motto care ar putea să guverneze această platformă de conversație ar putea să fie fricile din farfurie, dar n-am vrut să pornim un proiect cu o exprimare negativă. Pentru că, practic, toată această preocupare pentru sănătate și pentru schimbarea paradigmei alimentare vine din acumularea unor frici uriașe în ceea ce privește ceea ce mâncăm, frici care se referă atât la ceea ce introducem în corpul nostru, cât și la dimensiunea de dincolo, de farfurie. Pentru că această generație se preocupă nu doar ce intră în stomacul ei, dar și ce impact are asupra lumii înconjurătoare acest lanț trofic alimentar, care este mult denaturat și mult altfel decât lanțul trofic alimentar pe care îl parcurgeau părinții noștri, de exemplu. Ești ceea ce mănânci, pentru că da, ești o chimie, dacă și dragostea e o chimie, îți dai seama cât de elementar e să spui că alimentația, ceea ce te hrănește, ceea ce ești, e rezultatul unei chimii, calitatea alimentelor pe care le consumi, dar ești ceea ce mănânci și prin, în egală măsură, prin problematicile pe care ți le pui, prin tot ceea ce declanșează în tine triggerul alimentar. Din punct de vedere cultural, de asemenea, din punct de vedere sociologic. Deci asta este e un subiect extraordinar de complex, care ar merita dezbătut și care își schimbă configurația de la generație la generație. Chiar ați intrat puțin în următoarea întrebare, referitor la schimbul ăsta de generații și de mentalități față de părinții noștri, cum gândeau ei și cum se raportau la alimentație. V-aș întreba dacă trendurile în alimentație, ne referim aici la raw vegan, la raw alimentația, sunt tot mai des întâlnite în rândul populației tinere. Credeți că s-ar putea să meargă rău, sau ce ar putea să meargă rău în privința unor curente, uneori chiar și duse la extrem atunci când vine vorba de alimentație? Eu cred că nimic din ceea ce este dus la extrem nu este bun. Cu siguranță există niște virtuți pe care alimentația raw și niște calități le-ar putea aduce în viața noastră, dar nu cred în excese și în jihadisme de acest gen. Dacă alimentația raw vegan, de exemplu, și săraca ne-am calat pe ea acum că despre ea a fost vorba, dar mai sunt atâtea extreme alimentare, toate modele și vedenrodele cu dietele fac parte din aceeași categorie. Dacă cei care sunt adepții unor extreme de genul acesta merg până într-acolo încât, repet, jihadistic vorbind, zic că așa e bine, altfel este rău, cred că aici avem o mare problemă. Cred că nu putem exista decât în diversitate și ascultându-ne corpul și determinările noastre, repet,
chiar și culturale. Mâncăm după paradigmele pe care le cunoaștem și care ne sunt confortabile. Cumpărăm din aceleași rațiuni, lăsând la o parte procesul de seducție extraordinar de pervers și de laborios pe care marile rețele comerciale, de exemplu, le fac în jocul cu noi. E un joc de seducție. Noi cumpărăm după inputurile pe care ni le aduce acel supermarket, cu știința lui extraordinară, dar și după ceea ce vrem să fim. E și o determinare, nu știu, socială, culturală, ceea ce vrem să cumpărăm. Vrem să dovedim în egală măsură și ceva unei grupări care vrem să-i aparținem. Lăsând la o parte că toate astea mai sunt și mode. Adică nu sunt neapărat niște necesități organice, ci se subsumează unor trenduri și unor mode. E cool azi să te preocupe alimentația, de exemplu. Și moda poate fi trecătoare la un moment dat. Evident că da, dovadă că și dietele și aceste mode alimentare sunt trecătoare. Putem lista foarte multe. Nu sunt solide, nu rămân. În același timp, putem spune că alimentația și modul în care ne raportăm la mâncare poate determina viitorul unui individ. Asta în mod evident. Absolut că da. Chiar și în România, gradul de obezitate în rândul populației, mai ales în cazul copiilor, este din ce în ce mai mare. Care ar fi principalele cauze ale creșterii numărului de cazuri de obezitate? Acum, nu știu exact dacă n-am studiile în față, dacă într-adevăr există un pericol atât de mare în ceea ce privește obezitatea la copii. Poate că studiile sunt făcute luând în calcul strict cei care merg la doctor, deci raportările făcute de doctorii nutriționiști, diabetologi și așa mai departe. Cred că chiar dacă considerăm sau nu considerăm obezitatea un flagel național, n-are nicio importanță. Faptul că există niște indivizi obezi ar trebui să ne pună o problemă și e o investiție, food is business la final, adică dacă o privim din acest punct de vedere și al faptului că vrei să ai niște cetățeni sănătoși care să-ți muncească bine pentru propășirea țării, investiția asta ar trebui să fie obligatorie și aș începe-o cu un lucru despre care se vorbește mult și se face puțin, educația nutrițională în școli și nu neapărat educația despre nutriție, adică să înveți copilul că, nu știu, nu e bine să mănânci foarte multă pâine sau nu cartofi sau mănâncă legume sau mănâncă fructe. Cred că ar fi un program care ar aduce foarte multe beneficii copiilor și din punct de vedere cultural. Este o educație în sens larg. Numai dacă ai începe să-i povestești, nu știu, despre sare, luând-o din povești și mergând până la mitologie, despre drumul mirodenilor, despre drumul cartofului în Europa. Ei crea niște repere de istorie în egală măsură de civilizație și ai ajunge și până la elementele nutritive. Nu cred că nutriție pur și simplu, ci nutriția legată în felul acesta de lumea înconjurătoare. Nutriție în sine nu există decât în acest context. Și poate că așa și copiii ar învăța, așa, și cu lecții practice, cum mers în câmp, cum văzut cum cresc legumele, animalele, cum se procesează. Am depășit nivelul în care am putea să credem că roșia este crescută în supermarket, în lădița din supermarket. Și, desigur, alături de copii și părinților. Și eu cred că asta ar fi un prim pas către o societate mai conștientă despre ceea ce pune în farfurie. Nu neapărat mai sănătoasă pe termen scurt, dar în orice caz cu alegeri conștiente. Până să ajungem la o astfel de raportare la mediul școlar, să spunem, și atât la raportare între părinți și elevi, lumea în momentul de față își cam ia informațiile referitoare la nutriție, din punctul meu de vedere, de pe internet. Și a spune că este o sursă inepuizabilă, absolut clar. Absolut inepuizabilă. Dar, cu bunele și cu relele ei. Evident. Întrebarea mea ar fi, cum poate o persoană care caută informații despre o dietă sau despre un program de nutriție să găsească sfaturile potrivite și să elimine sfaturile care uneori pot deveni chiar periculoase? Foarte greu. Și iarăși, depinde a cunoaște înseamnă a recunoaște. Depinde de paradigma personală a fiecăruia, ce caută ca să reușești să găsești ceea ce îți dorești. După aia,
Există un, am citit un studiu recent despre profilul noului consumator făcut de Ketchum și care îl numește pe acest nou consumator noul CEO al industriei alimentare, de unde până acum industria alimentară decidea ceea ce ni se întâmplă, ceea ce ne punem în farfurie. De câțiva ani buni a preluat conducerea consumatorul, care are următoarea caracteristică: se informează compulsiv, devorează cantități uriașe de informație pe net. Nu are întotdeauna instrumentele să discearnă, dar șeruiește, dar devine brusc foarte competent în această problematică și șeruiește cu dărnicie impresiile lui mai departe, de asemenea pe internet, și iarăși la fel de autoritar ca și demersul pe care l-a făcut când a selectat acele informații. În momentul ăsta, cu un asemenea profil al consumatorului și cu un asemenea profil informațional, e foarte greu. Trebuie să... Și mă gândeam așa și zilele trecute când după ce am terminat prima ediție Think Food, și întrebarea asta a venit obsesiv din partea foarte multor oameni. Dacă investești atâta energie să-ți cauți mâncarea care ți se potrivește, să fii atent la alimentație, poate că ar trebui să petreci mai mult timp și timp mai de calitate și mai atent asupra selectării informațiilor respective. Și cred că ar trebui să te uiți la cine emite această informație. Dacă e un personaj oarecare, care n-are niciun background, care îți spune lucruri absolute de genul asta da și asta nu, sau ăsta e un aliment miraculos, ar trebui să-ți pui niște întrebări. Uite-te la ce instituție o emite, cât este de solidă, la vechimea ei, dacă e citată, dacă se bazează pe niște studii, dacă vine cu niște dovezi, dacă mai există peste ceva vreme personajul respectiv. Cred că, ca în orice cercetare, trebuie să selecționezi sursele uitându-te dincolo de ele și poate dincolo de ceea ce aștepți tu să găsești. De multe ori e convenabil să cauți după așteptările pe care le ai. Este vorba de ceea ce vrei tu să exact, auzi. Exact, și da, cauți atunci da, informații. Și evident că foarte mulți vor să audă de soluții rapide și radicale, de alimente minune, și știm cu toții că viața nu e perfectă, paradisul nu s-a inventat încă, alimente minune nu există, nu există decât tu față în față cu exigențele tale și rațional, făcând o cercetare ca orice altă cercetare. Îți ia mai mult timp, e adevărat, dar trebuie să te asiguri de credibilitatea surselor din care îți iei informația. Nu e simplu să fii consumator. Nu e simplu deloc. Și nu este simplu să trăiești în 2015, să spunem. Absolut. Era rău fără informație, dar nu știu cât de bine este cu atât de multă informație la liber. Ei, și aici intrăm puțin în următoarea întrebare. Ce înseamnă platforma Think Food și cât de util este un astfel de proiect pentru consumatorul român? Că practic ne raportăm la piața din România. Noi ne-am propus să nu fim exhaustivi, nu vrem să reformăm România, pentru că România nu poate fi reformată așa ușor și am vrea să ne cheltuim energia pe pași mici și pe modelul picătura chinezească. Este o platformă online și offline în care încercăm să aducem la aceeași masă, care este guvernată de profilul acestui și de dictatura cumva a acestui nou tip de consumator, care are niște exigențe sporite, nu numai de la alimentație, de la viață în general. Și în jurul profilului și exigențelor și nevoilor lui, încercăm să aducem, poate din câte am văzut în research-ul pe care l-am făcut pentru prima oară la aceeași masă, industria, pentru că noi nu putem exista în afara industriei alimentare, în majoritate despre asta este vorba, autoritățile care reglementează această industrie și ar trebui să fie, cum să zic, liantul între noi și ei, și consumatorul final. Anul ăsta am mai făcut un experiment care ni s-a părut foarte interesant și a ieșit foarte bine, pentru că, de fapt, între autorități, industrie și consumator se mai interpune cineva. Cineva care îți bagă produsul sub nas prin mesajele pe care ți le trimite și care este foarte important în ecuația asta, și anume comunicatorul. Marketerul, advertiserul, public affairs-ul dintr-o corporație de food, ei sunt practic cei care îți transmit mesajele și e o discuție foarte interesantă aici. Ce tip de mesaje am eu nevoie ca nou consumator? Putem să rămânem etici și să vindem în egală măsură la fel de mult? Deci asta încercăm să fim. Și între aceste întâlniri, conversațiile continuă pe social media și pe site-ul nostru. Și, repet, nu suntem nutriționiști, dar aducem în jurul nostru. Discuția este dincolo de nutriție.
E important, de exemplu, să conștientizăm, să aducem în prim plan problema risipei alimentare, peste care anul trecut în România s-a trecut foarte ușor, chiar dacă a fost anul luptei contra risipei alimentare. Este foarte important să te uiți dincolo de lanțurile alimentare și de ceea ce mari producători îți aduc în față. Ok, mâncare procesată, foarte bine, slavă Domnului că există și ea, că ce altfel am fi supuși la foarte multe pericole. Dar hai să ne uităm și dincolo de asta, ce facem cu țăranul care are o mică agricultură de care am putea să beneficiem. Nu e sprijinul întregii României în momentul ăsta, dar poate să fie, pentru mine, de exemplu, o variantă foarte bine, foarte bună. Sigur, cine îl certifică, cine îl verifică, cum diminuăm efectele economiei gric, pentru că știm că acest mic țăran de la care am putea să ne luăm nu e controlat, nu fiscalizează, nu știe nimeni de el, este victima samsarilor. Din cauza tuturor acestor elemente, produsele lui care poate ar fi bune nu ajung în marile lanțuri alimentare. Cred că problemele sunt multe și este, poate fi un proiect pe viață. Aici v-aș întreba acum ca o întrebare de încheiere. Care ar fi obiectivele pe termen lung ale acestei platforme și acestui proiect? Să menținem conversația vie. Adică, iar zic, nu vrem să reformăm, nu putem reforma România. Poate dacă am reușit să introducem un tip de educație alimentară coerentă în școală, s-ar putea să fie un lucru care să ne facă foarte mare plăcere și să ne dea și sentimentul că rămâne ceva în urmă. Dar până atunci, până la un proiect de concretența acestuia, eu cred că simplu dialog despre ceea ce suntem și despre ceea ce mâncăm este foarte benefic. În această tripartidă de industrie, autorități și consumator. Vă mulțumesc foarte mult pentru interviu. Și eu.